Bun găsit, stimați telespectatori ai Mesagerului de Teleorman TV, la o nouă ediție a interviurilor Verde în Față. Alături de mine este președintele clubului Sporting Roșiorii de Verde, este vorba de domnul Paul Mara, cu care voi discuta în partea a doua acestei ediții emisiunii noastre despre echipa de fotbal Sporting Roșiorii de Verde. Prima parte, așa cum am și anunțat, așa cum am și informat publicul nostru fidel, o rezervăm unei situații cu totul și cu totul deosebite și nedorite. Cântecul popular românesc a suferit o tragedie, o traumă. Iubitul și apreciatul solist de muzică populară din Mehedinți, Petrică Mutru Stoian, a trecut din lumea cu dor în cea fără dor. Nu intrăm prea mult în amănunte, media a tot discutat, a disecat acest subiect, dar a considerat că este de cuvință să purtăm și să rememorăm personalitatea lui Mutru Stoian cu doi dintre colegii săi apropiați de scenă, soliști importanți ai cântecului popular românesc. Alături de noi, prin telefon, se află astăzi doi îndrăgiți și remarcabili soliști din zona Vlașca și Teleorman. Dumitru Ridescu nu are nevoie de nicio prezentare și Virginica Neagu de asemenea. Pentru început, vom sta de vorbă cu apreciatul, valorosul, incontestabilul nume mare, imens, al cântecului popular din Vlașca, Teleorman, Dumitru Ridescu. Bine ai venit alături de noi pe calea undelor de data aceasta, Dan. Bună seara sau bună ziua, este între cam la ora asta. Ne apropiem de seară, dar ne apropiem că așa e lăsat de Dumnezeu vremea să treacă cu bune și rele. Marian, îți mulțumesc. Îmi place să încep cu aceste lucruri de fiecare dată când un om de calitatea ta mă sună sau ne sună să ne intervieveze sau să ne întrebe ceva despre noi, despre tradiție, despre ce facem, despre ce am făcut. Este mare lucru să ne exprimăm din adâncul sufletului dragostea și respectul pentru tine ca om, ca om de cultură, ca om de iubitor de tradiție, păstrător și pătrunzător în sufletele oamenilor pentru a afla cât mai multe lucruri minunate și a le pune pe hârtie, a le transmite mai departe publicului larg pentru educație și cultură. Ceea ce faci de o viață cu atâta dăruire, iată faci și astăzi în acest moment, în acest moment nu ușor pentru noi toți, pentru toată populația asta României, care iubește tradiția, iubește cântecul, iubește valoarea. Chiar dacă valorile sunt într-un declin, ceea ce n-a existat niciodată, iată că după atâtea necazuri care se întâmplă în țara asta și trebuie să trecem prin ele și vom trece cu succes, așa trebuie să gândim, ce să spun, vom trece și de data asta cu această situație, că bunul nostru coleg și prieten, Mutru Stoian, pleacă, a plecat, sunt în urma lui atâta suspin, atâta lume necăjită. Și lumea, cu toată suferința care există pe sufletul tuturor, ne-a învăluit pe toți. Sau ne învăluie la ora actuală multe lucruri urâte. Dar uite că poporul ăsta, noi toți ne păstrăm iubirea unii față de alții. Cred că e un lucru extraordinar. Poate că situația asta ne face să ne întoarcem puțin înapoi și să ne apropiem mai mult, așa cum tradiția pe lui ne-a lăsat întotdeauna, să tradiția dumnezească, să ne respectăm, să ne iubim, pentru că nu putem trăi unii fără alții. Comunicarea este mai presus de orice între noi oameni. Dar l-ai cunoscut pe Mutru Stoian? Pe Mutru nu că l-am cunoscut, dar de la apariția asta, sigur, noi suntem mai înaintea lui în scenă, ca valori mari, dar apariția lui, cu noi, Rizeștii, suntem de acord cu orice apariție, că lăsând celelalte părți ale oamenilor, fiecare are drumul lui. Și el a venit atât de frumos în această lume cu stilul lui, cu glasul lui, cu repertoriul lui. Ne-am întâlnit de multe ori, ne-am întâlnit frumos, ne-am întâlnit la anunț, unde oamenii ne-au luat ca valori să le facem nunțile frumoase sau spectacolele. Da, impresia este superlativă, cu un om frumos, educat, cu un spiritul dragoste pentru tradiție, pentru respectul față
de câinte care l-a îmbrățișat cu atâta putere, na, ce avea el, cu atâta pozitivitate de la apariția lui. Îmi par și el un drum ca orice artist care și-a devenit ce a dorit să devină, cum să zic, un artist iubit. Mehedințul va fi mai sărac, părerea mea, prin dispariția fizică a lui Mutu Stoian, muzica lui va rămâne în continuare. Eu îl pun undeva acolo sus, da. Exact cum ați fi voi, familia Ridescu, cum este Marin Cornea, aici, în zona noastră a Teleormanului, Floarea Calota, și așa da. Gestionezi pe acolo, în zona lor a Mehedințului. El a venit cu stilul lui și a impresionat o lume întreagă, nu doar în zona lui, în lumea din zona lui de Obârșie, ci toată țara, precum și noi ceilalți, fiecare coale lui. Deci e o pierdere imensă, pentru că valoarea, cum și repet, nu se realizează într-un an, nici în 5 ani. Trebuie ani de zile să de apariții, de muncă, de efortul, de a crea și de a avea un stil propriu, de a avea un repertoar, altfel nu reziști. Deci este o pierdere imensă, ne-am întâlnit cu atâta plăcere și impresiile au fost extraordinare, întotdeauna ne sunam la evenimentele noastre, ne uram, este foarte dureros, este foarte dureros. Dar n-ai urmărit... Sunt convins de aproape evenimentele prezentate de mass media națională pe acest caz. Care este punctul tău de vedere? De fapt, ce vreau să te întreb concret? Cunoșteai ca apropiat, ca coleg, ca solist de muzică populară, în cercul vostru relațional, de problemele lui de sănătate? Consider că acele probleme de sănătate i-au pus capăt acestor zile sau vorbim și de o greșeală fatală acolo la spital? Da, era puțin exagerat, cred. El mergea la înfrumusețare, mergea la clinică și a făcut niște ajustări, cum mulți artiști o fac în mulți ani ăștia încoace, și avea și probleme cu inima asta, o știu de foarte multă vreme. Și chiar ne spunea mulți am niște probleme, dar el era un tip așa foarte... dezinvolt, foarte amabil, foarte cu pancuri, cu o stare de bine creat tuturor și pe făcea să te simți bine. Și trecea, însă, ale lui erau ale lui probleme care la un moment dat, pe fiecare ne obsedează când ai ceva, nu cunosc că n-am anunț situația lui, dar uite ce-am putut eu să vorbesc cu multă lume în ultimul timp, că ne sună și pe noi foarte mulți oameni, să ne spună, să ne întrebe ce părere avem. E foarte greu să spui o părere, dar ce-o dai, știi? Dar toți oamenii spun așa, nu trebuia să se ducă la clinica aia. Cine a spus? Că foarte multă lume, prin oamenilor în general. Da, le-a spunea Goșman, impresarul, că... L-a implorat să nu meargă acolo și ar fi zis mulți că au nebunit și Goșman și Enceanu, și Costică Enceanu, că au ceva cu el să-l lase să meargă acolo. Parcă Dumnezeului, Doamne, iartă, moartea l-a tras acolo. Așa e, Marian, cred că e și o chestiune de destin. Eu cred că asta l-a împins acolo. Asta vieții. Nu e nimic întâmplător că noi până să venim de timp. Din ce am citit și eu și m-am informat așa de-a lungul anilor vieții, că fiecare avem un destin, avem niște cumpene mari care pot fi uneori trecute cu ușurință în funcție de ce se petrece în viața unui, de ceea ce faci. Eu cred că aici a greșit foarte mult. Eu n-am auzit de această modalitate, de această formă de vindecare, mă rog, după COVID, nu m-au auzit pe nimeni. Deci lumea nu știe, nu este educată în sensul ăsta că trebuie să mergi după COVID. Am avut foarte multe persoane în spitale, gravă, au fost în pomă zile, întregi, săptămâni, cu scrii noștri au fost săptămâni întregi și bolnați de diverse boli. Deci, cred că ai stat la puțin. Nu știu, eu și-am vrut un bine când trebuia să mai aibă răbdare. Eu cred că este și o culpă medicală acolo. Nu mă îndoiesc. Păi eu îți dau un exemplu. Am avut niște probleme nu de mult și am mers și am făcut un RMN. Doctorul neurolog zice, hai, domnul Ridescu, și faceți un RMN. Zic, bine, merg. Ce părere ai? Îmi pune un diagnostic care m-a zăpăcit. Când primesc pe e-mail acest diagnostic, spune o boală foarte gravă.
o boală în prag de demență de ceva cerebelor, ceva de genul. Atrofie cerebelor, ceva de genul ăsta. Nu cunosc cuvintele astea, să mă exprim atât de bine. Dar, deci, doctori puși, asta vreau să spun. Nu mai sunt oameni serioși, artistul la locul lui, jurnalistul să-și facă datoria lui. Da, dar eu nu pot să înțeleg cum a primit acceptul această autorizație, această clinică, pentru că nu se spune că nu ar fi existat medici de specialitate. În primul rând, pentru Mâțu trebuia un cardiolog, asta e fără doar și poate. Fără discuție, da. După un psihiatru de mine. Să facă, nu știu. Și mi-a dat un examen, mi-a dat un rezultat la RMN, atrofie cerebelastă, este o boală în plac de demență și de Alzheimer. Nu aveam așa ceva. Când mă duc la doctorul neurolog, neurologul zice, Doamne ferește, domnul Ridescu, sunteți, aveți vreun simptom? Zice, Doamne, sunt un om foarte bine. Nu uit. Chiar astea sunt primele semnale. Auzi, da, nu mai știu unde ești, e grav. Zice, Doamne ferește, vedeți dumneavoastră, zice, acest plan și eu cu atâtea fotografii făcute de medicul ăsta, păi nu suntem sănătoși, tratăm omul. Nu ceea ce scrie în acest document. Este imposibil. Sunteți un om sănătos, mulțumiți lui Dumnezeu și îmi cer scuze eu dacă el, ca medic pus acolo, a putut să vă scrie așa ceva. Deci am documentat și. Deci imaginează ce se întâmplă în această țară, oameni puși prin pile în diverse locuri unde n-au nicio competență. E foarte grav. Valoarea nu mai este respectată. În niciun domeniu, un lucru extrem de grav ce se întâmplă. Și mai cu seamă la voi, la artiștii de mare valoare din cântecul popular românesc. Nu se poate așa, pentru că televiziuni de nișă pline de fel și fel de indivizi, ca așa bine să le zic, care chipurile interpretează muzică populară și nume mari, imense, ca Dumitru Ridescu, ca Floarea Calotă, ca Alexandru Mica. Nu apar pe curs, nu se poate așa ceva, este inadmisibil pentru mine. N-aș fi intrat în subiectul ăsta, chiar în profunzimea acestui subiect care ne doare pe toți artiștii de mare valoare. Dar pe mine mă revoltă și știi foarte bine lucrul acesta, că noi mai purtăm și discuții dincolo de televizor, dincolo de radio sau de ziar pe tema asta. Pe mine mă revoltă, pentru că voi sunteți niște personalități, un etalon al cântecului popular românesc, care reprezentați cu cinste Telormanul și Vlatca. Mi se pare absurd și nu pot să înțeleg că nu apăreți pe posturile naționale de televiziune de nici. Nu apar, Marian, pentru că este una, când ești chemat într-o emisiune și tu faci un gest și ești atent cu ceva, că nu în toată lumea, am umblat și eu în lumea asta. Unde ai fost, unde te-ai duce, în orice lume, orice popor, are obiceiurile, dar înainte de toate obiceiurile și tradițiile lui, are și chestia asta de umanitate. Unde te duci undeva, e schemat, este o întâlnire, o chestie de protocol, te duci cu ceva, cu o sticlă, nu știu, te duci ce fiecare face o minune acolo. Există relațiile interumane, dar s-a ajuns undeva, păi, când și auzi colegi care se duc pe posturi și au bani din alte lucruri, nu din cântat, se duc de la ordinul a câteva sute de euro anumite canale de televiziune. Așa cum să mai fie Ridești chemat, sau Ridescu sau ce știu, altcineva care e valoros. Nu. Cine are bani din alte, din firme, altceva, nu din cântat, este chemat, nu contează valoarea, banul. Deci, a ajuns undeva unde se vinde. Se vinde și se cumpără orice și mai ales ceea ce nu este normal să se vândă și la nivelul ăsta. Dar asta este. Dar în încheiere, este îmbucurător faptul că toată lumea chiar au revoluționat moartea acestui om de mare valoare în rândul nostru și e un lucru cu mare semn de întrebare. Deci oamenii vor valoare. Așa este. Asta vreau să spun. Dumnezeu să-l ierte. Revenind la Dumitru Ridescu, ultimele două minute, ești în direct. Ce proiecte? Că mă gândesc acum, tu mă bănănuși călare, bine să fii pădurar și lagăre cu toate de toată România, nu? Te rog. Mă bănuși călare,
mă îndreaptă vale, aș pleca său pe picioare, mă lăs pe laune, dar e și e nițoare, mă lăs pe laune. Fantastic, vreau să spun că l-am ascultat acest cântec, de fapt nu șlagăr, este ceva excepțional, de sute și sute de ori și spus numetelor mănenii, tot mi s-a făcut pielea de găină. De aia vorbesc, folosesc cuvinte mari la adresa ta, pentru că tu ești numai un simplu jurnalist care mergi pe o linie. Drumul tău a fost format din foarte multe drumuri, către multe lucruri minunate care se întâmplă în sânul și în sufletele oamenilor, în viața oamenilor. Așa că, cu cinsta, e un jurnal care are mare succes, te explică, sigur, calitățile tale, au dat roade și dau și în tot timpul vom fi alături de tine, când tu vei avea nevoie. Îți mulțumesc pentru sprijin, îți mulțumesc pentru prietenia care mi-o porți și tu și Mituța. Vă doresc multă, multă sănătate și vă aștept în direct alături de mine în emisiune, Dan Ridescu, o familie minunată din Vlașca Tellerman. Marian. Și eu vă pup cu mare drag și... Am înțeles că urmează Verginica pe care o salutăm și o iubim, e un lemn. Cred că deja Verginica aude acum, imediat, în câteva momente, intră în direct și Verginica Neagu. Mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult de tot, Dan. Te pup, o zi bună, îți doresc multă sănătate și ție și doamnei Mituța. Cu drag, vă pup și mai bine. Numai bine. Asemenea. Stimați telespectatori, la noi totul este live, cum se spune. Încă de luăm, intrăm în direct și cu apreciata și renumita solistă de muzică populară din Tellerman, așa cum am anunțat, Virginica Neagu. Bine ai venit lângă noi, Virgin! Bine te-am găsit, Marian! Într-un moment nu prea fericit pentru noi cei care iubim cântecul popular românesc, care suntem în preajma lui, care iubim, apreciem în egală măsură marile valori. Te rog, Virgi. Da, ce pot să spun? Cuvintele sunt prea puține pentru a-mi exprima durerea pe care o simt în acest moment și nu sunt omul acela care să fiu ipocrită, să fiu falsă. Niciodată nu aș n-ai vrea fost. Să vorbesc prea mult de legătura dintre mine și Petrica Mântulțean. Aș vrea să vorbesc despre el ca și om, ca și artist. Exact. Atât trebuie să ne intereseze pe noi colegii decât ceea ce a făcut el pentru muzica populară românească. Ne-a lăsat o valoare, ne-a lăsat un album, un tezaur, ne-a lăsat un tezaur de melodii, peste 400 la număr. Deci era un om plin de viață, așa cum îl știți cu toții, așa era și printre colegi, veșnic era pus pe glume, veșnic avea câte un cuvânt de spus atunci când îi convenea, spunea, când nu îi spunea omului în față, chiar dacă îl durea, dar el întotdeauna a fost vertical. Ce pot să spun? Am o durere, nu-mi revin, nu pot să cred că eu nu-l voi mai întâlni pe Petrică Mântulțean. Pentru că noi avem și evenimente împreună, chiar anul viitor trebuia să ne întâlnim la mai multe evenimente și mi-e greu să spun că trebuia. Da. Mi-este foarte greu să spun lucrul ăsta, dar parcă prea repede a plecat dintre noi. Numai el știe ce a fost în sufletul lui, dar, încă o dată, noi îl iubim și îl apreciem și va rămâne veșnic în sufletul nostru, chiar dacă nu venim din aceeași zonă, dar este un model pentru toți interpreții, pentru că și-a reprezentat zona cu cinste și cu onoare. Și-a cântat Mehedințul, și-a cântat toate trăirile lui
cântece de veselie, de petrecere, de tristețe și de dor, de străinătate, de toate, tot ce s-a putut trăi pe pământul ăsta, el a pus în cânte. Vergi spunea prietenul nostru comun, Dumitru Ridescu, ceva mai devreme, că avea cât de cât cunoștință, vag, dar avea cât de cât cunoștință de suferința cardiologică a lui Mâțu și zice, Doamne, nu pot să-mi explic de ce a trebuit să meargă la clinica aia. N-avea ce să caute acolo. Știai de aceste probleme? Marian, așa sunt oamenii. După ce un om dispare, toată lumea își dă. Numai el știe, el a ales să-și țină secret această suferință, noi ar trebui să respectăm această dorința lui. El n-a vrut să aducă publicului, știi cum spunea el, mie nu-mi place să cerșesc milă la public. Eu publicului vreau să arăt că sunt optimist, că sunt puternic, că sunt plin de viață, că aduc lucruri frumoase, adică nu vroia cumva să-l plângă cineva de milă. Șocul a fost mare, Și probabil de asta el și-a dorit să țină acest lucru ascuns. Și noi ar trebui să respectăm această dorință a lui. Dacă el și-a dorit, noi nu trebuie să ne apucăm noi să-l judecăm. Are cine să-l judece. Nu trebuie să judecăm noi acest lucru. Asta consider eu așa. Eu așa văd lucrurile. Noi ca artiști, încă o dată, mie întotdeauna mi-a plăcut ca și artist să arăt publicului lucrurile cele mai frumoase, ca tinerii se poate hrăni de la noi cu ceea ce facem noi ca și artiști, pentru că trebuie să fii foarte atent cum te alegi repertoriul, cum te îmbraci, el întotdeauna a fost un pedant, a fost impecabil. Corect. Și pe scenă și la evenimentele private, Petrică niciodată n-a venit oricum. Da. Și de asta, într-adevăr, acum s-a dezvăluit, s-a descoperit. Este egal cu zero, nimeni nu-l poate mai, nimeni nu poate să-l mai aducă pe Petrică Mântu Stean înapoi. Și trebuie să-i respectăm. În memoria lui trebuie să respectăm aceste lucruri pe care el și-a dorit să le țină doar pentru sufletul lui. Le-a luat și a plecat cu ele acolo. Eu asta gândesc, dacă el nu a spus, probabil că a avut un motiv. Pentru că nu era genul de om, lui nu-i plăcea oamenii triști. Nu-i plăcea. Așa este. Crede-mă, deci un coleg dacă îl vedea cumva apatic sau îl vedea cumva trist, avea o glumă. Avea cuvintele la el încât îl făcea pe cel om măcar să zâmbească. Te scotea din toate stările. Deci atunci când erai în preajma lui Petrică Mântu Stean, veșnic erai vesel și plin de viață ca și el, pentru că el asta radia. Numai veselie, bucurie, el tot timpul, deci ți-am spus, el tot timpul avea vorbele la el, tot timpul avea glumele la el, tot timpul și la evenimente private. Dacă îi se părea ceva mai ciudat sau pe cineva că joacă și ai văzut cum unii oameni au ureche muzicală și joacă foarte frumos, alții se mai încurcă. Deci el îi făcea observație. Deci, atât de vesel era și plin de viață. Într-adevăr, îmi pare nespus de rău de ce s-a întâmplat. Nimeni nu știa adevărul, numai sufletelul lui prin ce a trecut. Tot ceea ce rămâne faptul că nu-l mai avem printre noi, dar rămân cântecele lui. Ne rămân cântecele, ne-a lăsat un tezaur, așa cum ți-am spus ție și repet, deci ne-a lăsat un tezaur, este un exemplu de artist pe care noi toți artiștii ar trebui să facem ce a făcut el. El te-a spus și a dus cu drag cântecele peste tot și a fost într-adevăr unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Eu știu lucrul ăsta. S-a văzut și ieri s-a văzut, dar eu i-am fost la nenumărate evenimente, am fost în preajmă și am văzut reacțiile publicului și l-am văzut cu câtă dăruire. Cu câtă dăruire cânta pentru public. Am înțeles. Da. Dar, Virginica, te rog. Nespus de rău îmi pare și condoleanțe în primul rând muzicii populare românești, că a pierdut o valoare. Așa este. Deci cea mai mare durere pentru noi, pentru muzica populară, pentru noi românii. Noi românii am pierdut. Și acum o ultimă întrebare pentru tine, revenind un pic la artistul inegalabil, Virginica Neagu. Ce proiecte
pentru cântecul popular teleormănean avem? Nu, sunt prea grele cuvintele, inegalabil. Nu sunt inegalabile, sunt un om... Da, pentru că tu reprezinti foarte bine care... zona de nord a teleormanului, am spus-o și mi-o asum chiar ce spun. Știu de ce, pentru că mă cunoști din copilărie, așa ca și maestru Dumitru Ridescu, pe care... Care mi-a transmis și îmi fac datoria să te salut cu mult respect din partea... Da, pentru că și noi suntem o mână de oameni ai noștrei zonei, pentru că venim de aici, din aceeași, din malul Dunării, cu toții, și avem cam același melos, același glas, îmi place mie să spun. Și pentru mine a fost un exemplu, domnul Ridescu. I-am cântat cântecele cu drag. Nu știu... Vezi, mai ales de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și cu Petrică, parcă mai mult simt să fim și mai uniți, să fim, da, să ne respectăm, să fim mult mai uniți, unul aproape de celălalt și să punem preț pe noi, să ne respectăm ceea ce facem, pentru că nu e ușor lucru. Da, am proiecte mărețe, am un material în lucru. Dar din cauza epidemiei, din cauza tot ceea ce se întâmplă în lumea asta, m-a ținut puțin pe loc. Pentru că știi cum, sunt și riscuri. În momentul în care pleci de acasă, sigur că da, și am preferat mai bine să stau puțin mai retrasă și să fac tot ceea ce se poate în continuare. Mi-am pregătit un material frumos, am cântece frumoase și de zonă. Mi-e drag și de-abia aștept să le aduc în fața publicului larg iubitor de muzică populară. Am o rugăminte la tine, pentru că suntem în direct mai acum la final de interviu. Dumitru Ridescu, în finalul interviului realizat cu mine ceva mai devreme, așa fără să-l rog, a fredonat puțin o strofă din Nu mă bărănuși călare. Virginica Neagu, ce dorește să ne fredoneze? Doresc să fredonez, pentru că și ție îți place și e un cântec într-adevăr cu leasă, chiar din nordul județului. Chiar dacă eu pe albumul meu l-am pus de la Țigănești la Vale și știi acest lucru, este de la Roșiori la Vale. Este de la Roșiori, de la Roșiori la Vale și l-ai cules din satul Plopi, de lângă Zâmbrească. Da. Super când te pun șlagăr. Pentru mine este un șlagăr acest cântec. Și este și mi-a purtat foarte mult noroc și, într-adevăr, este un cântec cules de la Pârpă, de la Neam Pârpă, de la Plopii, de la Plopei noștri, de la Beuca, între Zâmbreasca și Beuca, este un sat Plopi. Și de acolo era Neam Pârpă, săracul, Dumnezeu să-l iertește el. Am câteva melodii adunate, culesele de la dânsul și le păstrez și sunt chiar niște nestemate. Te rog! Da. De la Roșiori la Vale, aici dragostea e în floare. De la Roșiori la Vale, aici dragostea e în floare. Nu e gar fără lulucă, fără bațără-i bofnică. Nici femeie cu lipică să nu aibă-i bofnică. Pe lormăne-am făcut tine, intră în vorbă cu mine. Mândruță pe lormăne-ncă, pe când te-am văzut ești dragă. Vezi, Benica, tot ce vrei, te-mi spui bovniciță-i. Îți iau ieșitul pan, că nu te-am văzut una. Cam așa. Virginica, este... îți mulțumesc tare mult că ai fost în direct cu noi. Te aștept cu mare drag în emisiune, în direct, oricând ai posibilitatea și bună voință. Cu mare drag, mai ales că ești lormănean de-al meu. Tu simți lucrurile într-un alt fel. Tu tot timpul ai fost printre noi artiști, întotdeauna ne-ai fost alături și știi acest lucru și o apreciez. Și Roșiorean de-al tău, nu? Sau Cioloniștean de acolo din jur? Ești al meu de acolo, chiar de la noi, din nord, de acolo. Bine, noi suntem prieteni foarte, foarte buni de ani de zile. Ar fi multe de povestit, pentru că acolo ai și un bâlci, aveai. Vai de mine! Așa, am frumoase amintiri acolo. La care și tu ai fost de fiecare dată în copilăria ta, nu? De la Zâmbreasca la Ciurănești. Dar cum să nu?
Am înțeles. Deci o să povestim în emisiune. Cu mare drag, cu mare drag. Avem mai mult timp. Cu mare drag și îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi, de telespectatorii mei. Cer tu, m-ai luat așa incognito, deci noi eram pregătită și cu durerea în suflet. Așa este. Durerea a fost și rămâne foarte mare o perioadă de timp cel puțin. Sigur că da, deci am plâns și astăzi, împreună și cu Lucian, a văzut că și ea este foarte marcată, este și ziua ei de naștere. Să-i spunem la mulți ani Lucianei. Îi spunem la mulți ani Lucianei și să-i dea Dumnezeu sănătate, că în momentele astea nimeni nu-și dorește mai mult decât sănătate. Așa este. Sănătate deci. Pentru toți cei care ne ascultă, pentru toți cei care interacționează acum cu tine și sunt pe undele a ceea ce faci tu la Meridian, am înțeles? La mesagerul de Telorman, la mesagerul de Telorman. Mesagerul de Telorman și vreau să și îmi doresc ca toată lumea să treacă cu bine de ceea ce se întâmplă pe Matamont. Încă o dată mulțumesc tare mult, îți doresc multă, multă sănătate, succes în tot ceea ce ți-ai propus să faci și te aștept cu mare drag la mine în emisiune Virginica Neagu. Mulțumesc și Doamne ajută! Doamne ajută! Stimați telespectatori, după cum ați observat și dumneavoastră, am încercat să scoatem în evidență puțin atât cât ne-am permis timpul cu doi mari interpreți ai cântecului popular telormânean, personalitatea lui Petrică Mutu Stoian. Cu părere de rău, Mutu nu mai este printre noi, rămân cântecele sale, rămân șlagărele lui și ne vom aduce aminte cu plăcere de fiecare dată atunci când îi vor fi interpretate aceste piese. Dumnezeu să-L ocrotească acolo sus unde este și mergem mai departe.